Gela Gonța vă prezintă știrile Pro TV Chișinău. Bună seara și bun găsit la știri. După 8 ani de detenție, Ilie Lașcu a apărut astăzi în fața camerelor de luat vederi. Acest lucru a fost posibil după ce președintele Parlamentului Dumitru Deacov a obținut acordul liderului transnistrean de a-l vizita pe deputatul Lașcu în închisoare. În ultimii ani, niciun oficial de la Chișinău nu a putut să ajungă până la Lașcu. Pro TV Chișinău a reușit să pătrundă în închisoarea în care în ultimii ani nu a ajuns nicio televiziune moldovenească. Vă prezentăm în continuare integral discuția dintre președintele Parlamentului și deputatul Ilie Lașcu. Bună ziua! Eu sunt gata. Ah, băieți, să rătuiți, da? Da, da. Bună ziua! Mă întreb că iată, am venit cu un ospățeism la domnul Lașcu. Și nu i-ați văzut rușine? Nu vei rușine? Rușine. Dar au fost deputați francezi, au fost deputați... Domnul Iacu, au fost deputați ucraineni. Teritoriul Republicii Moldova, da. Președintele Parlamentului vine în pușcărie, da, la un deputat. Din păcate. De păcate, eu cred că ce s-a obținut astăzi, este, eu s-o pot crezi că este un lucru foarte important, că noi suntem, da, ne șezăm aici. Azi a fost întâlnire la domnul Vocinski, domnul Rău. Da, m-am sperat. Da. Și noi încă ieri am discutat în față de parlamentare, dar a fost ieri, duminică. Am avut discuție, eu am promis că zic, eu am să zic problema și la întâlnire și am să cer, insistent ca să ne întâlnim. Și iată, eu cred că asta e foarte important. Sigur că e păcat că după 8 ani de, sau 7 ani de deputăție, cum spune acum prima dată, dar este foarte important că totuși ne-am întâlnit, avem posibilitatea să facem o schimb de păreri. Eu vreau să vă spun că am insistat astăzi ca în protocol să fie introdusă câteva puncte chiar, că pot să le folosesc. Nu mă interesează. Nu, Ilie, nu, eu cred că este important. Tot asta e, ca... știi cum spune lui, sfinte în agramată. Asta depinde acum de noi. Și asta domnul depinde Deacu, de tot proces. Dacă se dorește la Chișinău, da, tovarășul Lucinski, o dorești, eu mâniți acolo. Hai, dumneavoastră știți mai bine decât mine chestiunea asta și nu... Cine sunt eu, dumneavoastră știți? Ce statut am eu? Eu nu cred că noi acum în fața camerei de luat vedere trebuie să... Păi de ce? Haide, îmi spune odată și odată la oameni cine sunt eu și de ce stau eu aici? Păi iată, am venit ca să vedem care sunt... Eu sunt deținut politic, acolo e regim, deținut politic. Eu sunt de acord, acolo e regim. A regimul de la Chișinău. Dar eu sunt prizonier de război al Federației Ruse. Nu știți că eu am fost mobilizat și am luptat împotriva lor. Mi-au dus tași, am trecut. Și acum ce? 8 ani cedești ca prostă? Cineva râgă coniac acolo? Nu, eu sunt de acord că... Domnule, Deacu, de ce nu opriți? E important pentru mine. De ce nu opriți? De ce fel cu licențele dați? Ștampile cu vama, cu tăcele, ce nu le opriți? Da, eu sunt... Momentale eu sunt acolo. Eu sunt absolut de acord că și... Mai înainte s-a vorbit tema asta și astăzi s-a vorbit. De ce nu ridicați niciodată problema Transnistriei în Parlament? De pus condiții. De ce nu s-a zis? Domnul Deacu, eu v-am auzit când Iura Roșca ridica, eu pe radio mă zic, mergea direct atunci. Și dumneavoastră a spus, da, eu încă l-am coace, nu știu că m-am ridicat-o. Nu s-a ridicat niciodată. Cum puteți dumneavoastră rezolva o problemă a Transnistriei când nu s-a dat definiția? Dar ce a fost totuși în 92? A fost? Ce a fost? Nu știți ce a fost? Da. A fost un război, nu un conflict interetnic, un război, o agresiune a Federației Ruse asupra tânului stat Moldova, de a-și păstra menținerea aici. Și dumneavoastră nu știți chestiunile astea? Păi nu se spune asta. Se spune că ceva a fost, ceva acolo, nu știu ce, că acolo Lucinski mai zice că hai nu eu nume separatiști, că se supăr. Cum nu? Atunci eu cine sunt? Păi da, sigur. Dacă ei nu sunt separatiști... E clar. Încă una. Eu am imunitate parlamentară. Unii imunitate mea parlamentară? Eu vă întreb, unii e? Păi de asta și am venit ca să încercăm. Mărăcuța cine? Are el și ce el? De ce el are imunitate parlamentară? A mea mi-a luat imunitate, intră în Parlament la noi, fără să-l oprească la cineva, nicătând el a făcut o rebeliune militară împotriva Moldovei. Sunt lucruri care nu se... Eu cred că este foarte important ca noi pas cu pas să hotărâm problema. Câți ani mai dați? Din păcate și cazul Lașcu. Hai să nu vorbim, îmi pare rău că vorbim acum așa mai public. Dar eu văd că dumneavoastră vă trebuie să pentru... Cazul Lașcu a fost speculat.
și de forțele politice și dumneavoastră știți foarte bine lucrul ăsta. Cui nu e, cui eu trebuie? Și acum eu văd că chestiunea asta tot așa mi-a parlamentar și văd că mai folosiți ea. Ce folosesc? Eu cred că toată lumea dorește să-l vadă pe Ilașcu, măcar să-l vadă, măcar să discute, măcar să avem un părere. Și eu cred că este un punct important ca noi să facem pas cu pas, dar să mergem înainte. Fiindcă, și fiind de pas că să constatăm că este, că este o situație tragică, dramatică. Da, o constatăm. Care situație? Care? Spuneți. Toate, și cu Transnistria ne rezolvare probleme. Și cazul Ilașcu și acela, care sunt acolo. Ce nu spuneți? Ilașcu este un om care suferă din cauza că a fost condamnat de un regim care, de o judecată neconstituțională, a unui regim neconstituțional. Și pe ne, din când am aflat și eu de mult, din păcate nu eram la momentul respectiv în Republică și conform unui cod penal care nu era legal la Republicii Moldovei. Încă 93 ori 94 judecătoria supremă, cum e parchetul, domnul Pușcaș, a anulat, a clasat chestiunea asta. Păi asta a fost un pas. La A să zici și B, trebuie și al doilea. S-a determinat, eu sunt aici reținut cu forța și tăcere. De ce nu s-a făcut și a doilea pas? Bun, eu... Sunt în întâlniți, faceți bancheturi încolo în coașe, împărțiți bani acolo cu petrol, chestiune. Dar problema Ilașcu, lasă-te acolo. Pentru că dumnealui Ilașcu e unionist și cu România și e un simbol. Nu e obiectiv. Aia, nu e obiectiv. Nu e obiectiv. Păi de ce stau eu aici? Noi ne-am întâlnit aici ca să vedem care sunt unele puncte de vedere. Eu am primit și mesajele. Respectiv, eu supot că primul pas, care este foarte important, da, real, care putem noi să-l realizăm, și este adresarea mea de astăzi la misiunea OSCE, care a fost acceptată și de părțile care au fost la tratative, ca părțile OSCE să adreseze la statul. Dar nu trebuie, nu o să vii americani să mă scoată nici aia. Dar bun, dar cu ce să scoatem nici aia? Cum? Vine Maracuța să-și facă dintr-un loc și-l țineți acolo până nu și tot s-a terminat vorba. Păi eu am spus... Ați terminat cu ștampilele. Le-ați luat ștampilele, le-ați luat toate cele și s-a terminat și mâine eu sunt acolo. Și mi-a hai, mi-a mai făcut chestii. Eu am spus și mai înainte că trebuie să pusă niște condiții. Eu v-am dat dumneavoastră să puneți problema Transnistriei în Parlament. Da. Am dreptul să o pun ca deputat. Da. Da. Eu am votat pentru... O pun acum problema. Spun de ce am votat eu pentru Sturza. Nu l-am știut și am putut să nu votez pentru Sturza. Încă unul. Piotr Lucinski, chiar a doua zi, a spus că s-a făcut prin sistema securității. Nu s-a făcut nici să ecutați foarte bine. Dumneavoastră știți cum a ajuns să votați acolo. Dar am făcut-o măcar precedent. Da. Eu, ca deputat, mă pot totuși folosi de asta. Acum eu am dat dumneavoastră o inițiativă parlamentară ca să ridicați dumneavoastră problema Transnistriei și cazul Ilașcu în Parlament. Așa cum s-au dus și documente de la securitate, de unde trebuie, cine sunt eu și cum ce. Și îți primiți o hotărâre. Bun, eu am primit duminică. Duminic, bun. Băi, dar eu stau aici. Un regim de urgență trebuie făcut. Sigur, trebuie de făcut într-un regim prioritar, de urgență, sau cum doresc, dar totdeauna trebuie pregătită întrebarea asta. Noi trebuie să chemăm materialele, este comisia asta specială a Parlamentului. Ca mai fost o comisie. Care să a luat drone, vă știți? Nu, hai, nu e asta. Nu, dar haideți să spun. Eu sunt. E foarte interesant oamenii ăștia care din DJ. Ei întâi și vorbesc acolo și ca să nu spui pe umerul lor, că ei înțeleg să face o nedreptate, să face nimeni. Ei vin și îmi pun câteodată, la vor secretarii, deci îmi pun, și s-a vorbit, la Stăucieni, când atunci Snegur, ce a vorbit domnul Deacov, ăsta, nu Deacov, Androni, când era președinte comisie, știți, și președinte cu Ilașcu. Roșca ce a vorbit. Și Roșca ce a vorbit, da. Și poate spuneți cum de-a nimerit, de ce l-au dat acum cu 13 mai, am trecut pe Butnaru afară. Știți foarte bine ce l-a dat. De pșină mi l-a dat. De unde știți că eu știu? Eu nu știu. Domnul Deacov. Eu nu știu. Noi sunteți a treilea, ori a doilea om în stat. Da, dar eu nu știu tot ce se întâmplă în acest stat. Adică dacă unele lucruri... Nu-mi plac oamenii șmecheri. Oamenii deștepți îmi plac, dar oamenii șmecheri nu-mi plac. Da, și asta și... Nu, numai decât... Și cum? Eu vorbesc dumneavoastră că totuși sunteți un om, cum spune, cum sunteți șef. Așa, după... Hai să-i zici, cum este la... Sunteți șef. Și eu mă adresez către dumneavoastră, m-am adresat. Nu odată și lumea trebuie să zic, pui problema, s-ar arăta problema, așa știi, numai să nu zic că nu se face ceva. Bun, Ilie, nu chestia asta că noi am făcut acest pas și am obținut
Am obținut că nu era așa de ușor de obținut. Și cu Durieu, când a fost deputat francez, senatoare franceză, tot n-a fost așa, atât de ușor. Eu cred că noi astăzi, însuși faptul că a avut loc această întâlnire, că există o înțelegere cât de cât cu OSCE, ca OSCE să ridice problema asta în fața și altor state, să interpeleze ca să... Eu nu sunt de acord. Cine să fie altul stai? Care state or să vină? Procesul acesta depinde și de procesul integru. Hai să fim serioși. Fiindcă nu poți să vii aici. Cu ce să vii? Cu... Domnule, eu v-am spus ce trebuie de făcut. Da. Cât niciun bănuț nu dau în bugetul Republicii Moldova. Niciun buget. Nu dau nimic. Dumneavoastră dați. Transmitere. Dumneavoastră dați ștampile tot cele încolo. Păi cum adu? Dumneavoastră dați ca să întreții armata care e că mă țin pe mine aici. Banii cei care trebuie să mergi să întrețin armata noastră, o întrețin armata și mă zbat joc de mine aici. Toate chestiunile cele care au depărut, eu n-am putut am trecut să scriu, pentru că m-au blocat aici complet. Dar ce-a scris Andrei Ivanțoc, toți sunt adevărate. Chestiunile cele ce s-au avut loc cu mine aici. Eu nu iubesc să mă jalui. Și cât s-au făcut aici față de mine, o grămadă. Și s-au făcut cu intenționat, s-au făcut și chiar cu unii de la Chișinău. Da. Există și acest lucru. Și din păcate sunt mai multe, cum spune, piese care s-au străduit să folosească toate chestiile astea. Eu vă spun ce este sincer. Și ieri am vorbit și cu liderii fracțiunilor parlamentare și vreau să vă spun, chiar cu domnul Voronin am vorbit. Eu înțeleg, dar bun, este fracțiune în Parlament. Și sigur că noi trebuie cumva să găsim... Cum se întâmplă așa? Oamenii care au luptat pentru integritate, pentru cele și de amuși în stradă și cierea lor bănuți cei care... Eu care am luptat și de aici ca prostănacul, acei care nu m-au... Au umblat, n-au făcut niciun mal de ștan, n-au de Voronin acolo, în pașul acolo. Iar și râgăia păneacă acolo în Parlament, parcă nimic nu se spune. De ce se întâmplă chestiunile astea? Ce idealurile noastre în 89, 90 aici au fost? Ca să vii înapoi aceștia, cum le zic lor, comuniștii? Vă să știți poziția mea. Știți ce-mi bajau? Știți, mă anumesc că-s terorist. Eu aș fi de acord să fiu terorist. Și chiar mă gândesc, dacă am să vin și am să mă... Dacă 8 ani și-o terorist, ce stai faci eu am? Cu consecințe de rigoare pentru cei care mă numesc. Dumneavoastră sunteți președinte Parlamentului. Eu nu mă pot apăra acolo în presă. Dumneavoastră sunteți obligați să mă apărați pe mine. De la găsesc scris. Teroristii îi lași încolo în coloană. De ce nu spuneți că nu sunt? Este hotărâre a judecătorii Republicii Moldova. Asta nu e punctul meu de vedere. Asta e punctul de vedere al unui ziar care eu nu împărtășesc. Și este important ca noi să... Dar nu vă doare pe dumneavoastră totuși că... Însuși faptul că a venit aici, putem să nu vin, că cum nu au venit mulți alții. Cum nu au venit mulți alții. Domnule, hai să vorbim. Dacă doriți, ne-ați venit și 2-3 ani în urmă, dacă o doriți. Am dorit și 2-3 ani în urmă. Și dacă vreți să credeți. Și-a ridicat problema asta și nu odată. Și nu odată, păcat că nu avem martori aici și pe unul și pe altul cei care sunt responsabili. Dar azi dimineața am ridicat-o de acum și am pus condiții, că eu particip la ședința asta numai cu condiția că dați voie să vedem. Este un deputat care eu vreau să-l văd cum arată, fiindcă nu e normal ca un deputat din Kazahstan, ca unul din Duma de Stat, ca unul din Franța să vie, să vadă și noi nu avem posibilitate. Tot aici problema este că noi am vrut ceva constructiv să discutăm. Eu vă rog să hotărâți chestiunea aceea ce a fost, Nina. Da. Așa e personală care v-a rugat. Restul... Da. Bun, mai să... Dar ce aici... Da. Eu vreau... Bun... După discuția pe care a avut-o cu Ilașcu, președintele Parlamentului a avut o întrevedere separată cu Igor Smirnov și cu șeful misiunii OSCE la Chișinău. El a propus 3 variante de rezolvare a cazului Ilașcu. Printre acestea, eliberarea deținutului Ilașcu ori deferirea lui Justiției Republicii Moldova. Iacob spune însă că transnistrenii înclină să accepte a treia variantă și anume judecarea dosarului într-o instanță a unei țări membre OSCE. Vă spun că abia seara am aflat că o să aibă loc ședință și seara am hotărât ca să ridic această problemă în timpul întrevederii.